Bună ziua, bine v-am găsit! Avem astăzi primele cazuri din București de infectare cu Omicron. Este vorba despre 3 femei. Foarte interesant este că una dintre ele n-a călătorit nicăieri, deci s-a infectat aici, în capitala României. Are 31 de ani, este asistentă medicală. Medicii avertizează că este momentul, acesta este momentul să trecem la măști care asigură un nivel mai înalt de protecție, având în vedere nivelul mare de transmitere al acestei tulpini. În câteva minute la Newspas îl veți auzi pe ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Românii sau străinii care nu completează formularul acela obligatoriu de călătorie cu cel mult 24 de ore înainte vor fi amendați cu 5.000 de lei 24 de ore înainte de intrarea în țară. Acest formular va fi obligatoriu începând din 20 decembrie și tot astăzi guvernul a demonstrat că și-a ținut cuvântul, au fost mărite pensiile și alocațiile. Toate precizările le va face imediat ministrul Muncii, Marius Budăi. Cât la sută dintre aceste scumpiri vor fi acoperite de creșterile făcute astăzi de guvern? Vom vedea la ora 14 la Newspas. Radu Soviani va face toate calculele. O legătură telefonică directă în acest moment cu domnul Cătălin Boboc, este deputat al Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnule Boboc! Bună ziua, nu sunt deputat, sunt secretar de stat la Ministerul Muncii. Bună ziua, mulțumesc mult pentru precizare. Domnul Florin Manole, Partidul Social Democrat. Bună ziua, domnule Manole! Bună ziua! De asemenea, Cristian Zeidler de la USR. Bună ziua, domnule Zeidler! Bună ziua! Domnule Manole, prima întrebare e pentru dumneavoastră. În România sunt foarte multe cacofonii, foarte multe neînțelegeri, dispute privitoare la certificatul verde. Nu credeți că regulile de intrare în țară, pentru că avem foarte mulți români care lucrează în străinătate și după cum arată cifrele de la INS, ei sunt și primii investitori din România, nu credeți că sunt puțin dure regulile pentru cei care vin în țară? Vă spun cu toată sinceritatea că estimarea dacă regulile sunt dure sau mai puțin dure din partea unui om ca mine care a absolvit Facultatea de Istorie a Universității din București, cred că sunt puțin relevante. Avem un ministru al sănătății care este de specialitate, e medic de sănătate publică, avem și alți specialiști care asistă guvernul pentru tematicile referitoare la sănătatea publică în perioada acestei pandemii, așa că nu să... Nu cred că e o chestiune de studii, cred că e mai degrabă o chestiune de organizare, pentru că nu toți românii care lucrează în străinătate și vin în țară de sărbători sunt absolvenți de universități. Mulți dintre ei fac munca aceea necesară. Poate n-am fost suficient de clar. Vreau doar să spun că am toată încrederea în specialiștii pe care are România astăzi și cred că dacă ei consideră că este nevoie de măsuri mai dure sau mai relaxate la un moment dat, au datele și au competențele pentru a lua aceste măsuri și prefer să am încredere în medici în această perioadă. Amenda pentru oamenii aceștia este de 5.000 de lei, deci peste 1.000 de euro, este o amendă mare, poate că unii dintre ei ar avea nevoie de asistență în completarea acestui formular obligatoriu, începând cu data de 20 decembrie, pentru intrarea în țară. Despre asta era vorba. Domnule Boboc, cum vi se pare suma aceasta? Este o sumă mare? După cum spuneam, mulți români care lucrează în străinătate și nu este o opinie personală, o arată statisticile, sunt șoferi, menajere, oameni care fac munca aceasta necesară, de care cu toții avem nevoie, poate că ar avea nevoie de îndrumare în ceea ce privește completarea acestor formalități ca să fie scutiți de amenzi la ei acasă. Sunt două aspecte aici. Pe de o parte, introducerea acestor formulare. Mai cu seamă românii care pleacă în străinătate sau lucrează în străinătate, sunt cu siguranță obișnuiți. Multe state, cele mai multe state din Europa, au aceste formulare de foarte mult timp. Majoritatea românilor care au ieșit din țară în ultimul an, cel puțin, s-au lovit de această problemă. Și cu toții, da, s-au descurcat, pentru că informațiile sunt denumărate. O secundă. La guvern, purtătorul de cuvânt al guvernului
îi introduce pe doi miniștri importanți, domnul Rafila, domnul Budăi, la finalul ședinței de astăzi. Haideți să urmărim briefingul. Declarații de avere și de interese potrivit legii vor putea completa și depune aceste documente, fie holograf, fie certificat cu semnătură electronică calificată până la data de 1 ianuarie 2023, urmând ca toate autoritățile publice, instituții sau unități care fac parte din care fac parte aceste persoane să asigure deponenților certificate calificate pentru semnătură electronică până la 31 decembrie 2022. A fost adoptată și ordonanța de urgență privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul administrației penitenciare, o hotărâre privind aprobarea bugetului Trezoriei Statului pe anul 2022 și, de asemenea, foarte important, anunțat deja, ordonanța de urgență privind implementarea formularului digital de intrare în România. Începând cu data de 20 decembrie 2021, persoanele care intră în țară vor completa formularul digital de intrare în România, document adoptat deja în 18 state membre ale Uniunii Europene și astăzi reglementat de Guvernul României, motiv pentru care o să-l invit alături de mine pe domnul Ministru al Sănătății, domnul Alexandru Rafila. Domnule doctor, vă rog să ne prezentați câteva detalii. Știu că nu puteți sta foarte mult timp, dar vom continua apoi să vă răspund la întrebări dacă veți avea nevoie de lămuriri. Vă rog. Bună ziua! Este vorba despre adoptarea unui act normativ care, practic, se înscrie în preocuparea care există la nivelul Uniunii Europene privind limitarea transmiterii noii tulpini emergente Omicron, despre care știți foarte bine, avem și în România deja 10 cazuri. Și în acest sens, România s-a aliniat deciziei Comisiei Europene 1212 din 2021, în ceea ce privește instituirea unui sistem de formulare digitale de localizare a pasagerilor ca parte a procedurilor de notificare a alertelor în cadrul sistemului de avertizare timpurie și răspuns instituit în legătură cu amenințările transfrontaliere. Nu este un document care împiedică în vreun fel circulația, dimpotrivă, este un document care ne ajută să putem să localizăm rapid contactii unei persoane infectate și direcțiile de sănătate publică să poată să facă rapid anchetele epidemiologice și să ia măsurile care se impun de testare sau de izolare după caz a persoanelor infectate. Nu este altceva decât o procedură de identificare rapidă a contactilor persoanelor infectate și le mulțumim colegilor de la Ministerul Administrației și Internelor, pentru că, în mod evident, Poliția de Frontieră are un rol important în aplicarea acestei măsuri legislative și, bineînțeles, Serviciului de Telecomunicații Speciale, care a facilitat ca sistemul informatic existent în momentul de față să poată să fie upgradat cu acest certificat, care nu va produce, cred, niciun fel complicații tuturor cetățenilor români care completează acest certificat. Și încă un lucru care e foarte important, o să rog apoi pe domnul Cărbunaru să vă mai dea detalii dacă sunt necesare. Cetățenii români trebuie să completeze acest certificat cu 24 de ore înainte de intrarea, nu cetățenii români, toți călătorii, indiferent de cetățenie, de intrarea în România. Dacă nu reușesc să facă acest lucru, trebuie să-l completeze, pot să meargă la domiciliu, trebuie să-l completeze într-un interval de 24 de ore, sub sancțiunea unei amenzi dacă cumva nu respectă acest interval. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule ministru, mulțumesc pentru prezență și pentru faptul că, în ciuda programului pe care l-ați avut, ați reușit totuși să prezentați aceste măsuri. Sunt pregătit să vă ofer detalii în măsura în care veți dori. Mulțumesc frumos. Și aveți, mulțumesc foarte mult încă o dată. O secundă, domnule ministru. Putem să luăm întrebări acum în legătură cu acest formular sau după ce prezentarea domnului ministru Budăi pentru pachetul social se va fi terminat? După. Domnule ministru, vă rog foarte mult. Mulțumesc frumos, bună ziua tuturor. Uite că astăzi în ședința de guvern au fost aprobate și cele două ordonanțe care practic implementează
mare parte din pachetul social promis în programul de guvernare și urmează o a treia ordonanță care este acum pe traseul de avizare interministerială. Prima ordonanță se referă la alocația de stat pentru copii și instituirea celei de-a 13-a indemnizații pentru persoanele cu dizabilități. Este o ordonanță comună Ministerul Muncii, Ministerul Familiei, astfel încât, începând cu data de 1 ianuarie 2022, alocațiile de stat pentru copii se majorează pentru cei cu vârste cuprinse între 0 și 2 ani, dar și 2 ani, 18 ani, persoane, copii cu dizabilități. Alocația se majorează la 600 de lei, iar pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, alocația se majorează la valoarea de 243 de lei. Și, bineînțeles, ultima măsură din această ordonanță, instituirea celei de-a 13-a indemnizații pentru persoanele cu dizabilități. O altă ordonanță extrem de importantă este ordonanța privind sistemul public de pensii, astfel încât pensia minimă se majorează cu 25%, de la 800 de lei ajunge la valoarea de 1000 de lei, iar valoarea punctului de pensie se majorează de la 1442 de lei la 1586 de lei, și anume acel procent de 10% negociat la formarea coaliției politice care susține acest guvern. Urmează și este scrisă și a ieșit din avizare la Ministerul Muncii ordonanța care prevede instituirea acelui ajutor financiar care se acordă o singură dată în luna ianuarie pensionarilor care au pensia mai mică sau egală cu 1600 de lei. Asta a fost parte din programul, din pachetul social. Vă mulțumesc frumos și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție cu răspunsuri. Bună ziua, Marina Cioacă, România TV. Domnule ministru, da, ne puteți explica puțin mai mult despre acel ajutor de 1200 de lei? Înțelegem că va fi acordat diferențiat până în vor ajunge toți pensionarii la 2200 de lei. Cum va arăta acel ajutor? Vă explic, am spus întâi de primele cele două ordonanțe. Dacă aveți întrebări, aș vrea pe cele două ordonanțe deja aprobate și dacă nu, trec atunci pe acel pachet, pe următorul pachet, să închidem pachetul social. Am spus în programul de guvernare, am trasat un jalon, atunci coaliția politică a trasat un jalon de un sprijin financiar de 1200 de lei și cu toții în comunicare publică și în solicitările noastre spuneam că partea de jos, din punct de vedere valoric a pensiilor, trebuie sprijinită cumva diferențiat și ajutăm pe cei cu pensii mai mici. S-a majorat prin ordonanța de astăzi pensia minimă de la 800 de lei la 1000 de lei și avem acest ajutor. Persoanele care au, de exemplu, pensia minimă acum de 1000 de lei primesc 1200, astfel încât în luna ianuarie vor avea un venit de 2200 de lei. Pe același principiu se merge ca toți pensionarii din România care au pensie mai mică sau egală cu 1600 de lei să aibă în luna ianuarie acel venit de 2200 de lei. Astfel încât se face gradual calculul și se implementează această măsură. Important este că acest guvern și-a dorit și coaliția din spatele guvernului care sunt din spate, adică coaliția politică care susține guvernul, și a găsit o metodă să realizeze ceea ce nu se putea realiza din punct de vedere constituțional prin diferențe la majorare la valoarea punctului de pensie, să îi sprijine pe acei părinți și bunici ai noștri care au pensiile cele mai mici. De asemenea, am văzut în ordonanța despre care ați vorbit că punctul de pensie se majorează la 1586. Însă, în 2020, în programul electoral, le-ați promis pensionarilor că va crește în 2022 la nivelul de 2010 lei. Când ar urma să primească pensionarii și restul? Noi vorbim acum de o coaliție formată din mai multe partide, dar nu e formată coaliția doar din Partidul Social Democrat, care și-a asumat un program de guvernare și care pune acum în aplicare pachetul social parte din programul de guvernare. Și asta facem. Și privind pensiile militarilor, au apărut informații că și cele ce au o valoare de până în 2500 ar urma să crească cu 10%. Cu tot respectul, nu evit răspunsul, dar tare mi-aș dori să discutați cu miniștrii care au în coordonare aceste pensii. Dar dumneavoastră nu aveți informații despre aceste pensii? Eu am informații, dar cel mai bine este ca fiecare să vorbim acolo unde ne pricepem și unde avem și fișa postului.
Vă mulțumesc. Mulțumesc. Bună ziua, Alex Rădescu, Antena 3. Domnule ministru, în luna martie vor expira acele compensații pentru facturile la energie, la gaze naturale. Cei de la Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul energiei au spus deja că prețurile la energie vor crește din primăvară, deci vor fi și mai mari decât sunt în prezent. Ce planuri aveți până la urmă? Ce se poate face mai ales pentru categoriile vulnerabile în condiții în care expiră toate aceste ajutoare și prețurile vor fi din nou mai mari? Prima grijă a fost ca perioada de iarnă, perioada rece pe care o traversăm acum, persoanele vulnerabile să fie protejate. Da? Ceea ce va fi din 31 martie vom vedea și vom anunța. În plus, față de ceea ce am aprobat deja în Parlament cu plafonare, compensare, în plus de discuțiile pe care le-am avut împreună cu Ministerul Economiei, ANRE, Ministerul Muncii, de acel ordin comun cu Ministerul de Finanțe, cum se face compensarea și partea tehnică din spatele acestor măsuri, vom avem acest pachet social care vine cu sprijinul pentru perioada rece. Când vom ajunge acolo, vom lua decizii și cu siguranță veți afla. Bun, vreau să vă mai întreb, când vă asumați că începe recalcularea pensiilor? A fost asumat acest lucru prin PNRR. Sunt două licitații care se află în desfășurare, una pe legea pensiilor și una pe legea salarizării unitare. Să așteptăm procedurile să deruleze și din cauza acestui fapt sau datorită acestui fapt, depinde cum vreți să privim, în programul de guvernare ne-am luat un interval de 120 de zile pentru a prezenta un calendar de implementare a celor două legi, în funcție de ce se întâmplă cu procedurile asumate prin PNRR. Deci au mai rămas cam 100 de zile. Voiam să vă mai întreb și legat de pensii, pentru că tocmai ce a fost aprobată ordonanța care vizează creșterea pensiilor, cum vedeți faptul că dacă scădem rata inflației din arată inflația actuală, pentru că suntem la cel mai mare nivel din ultimii 13 ani. Dacă scădem rata inflației după toate aceste majorări pe care noastră le-ați aprobat, de exemplu pentru acea pensie, pentru punctul de pensie care se majorează cu 10%, ei bine, un pensionar rămâne doar cu 18 lei în mână după această creștere. Am spus de la începutul pachetului social. Am justificat de ce solicităm ca acest pachet social în cadrul coaliției, dacă se forma, dăm un pic timp înapoi când se negocia programul de guvernare, pentru PSD a prezentat o linie roșie sub care nu trecem și am justificat acest pachet social de necesitatea impunerii lui pe repede înainte sau în ziua următoare intrării la guvernare, tocmai de evoluția prețurilor. Și am spus de atunci că nu este nimic altceva decât să încercăm să creiem un scut și iată că acest guvern reușește să facă acest lucru, să creeze un scut în jurul celor mai vulnerabile persoane din România, în fața acestui val puternic de scumpiri. Nu este un pachet de apărare a puterii de cumpărare, nici de cum de majorare a puterii de cumpărare. Și ultima mea întrebare, dacă îmi permiteți, aș vrea să ne spuneți, de exemplu, ce buget aveți noastră pentru Crăciun, pentru cheltuielile pe alimente, cadouri? Nu s-a aprobat în ordonanța de urgență de astăzi bugetul meu de Crăciun. Bugetul personal, ziceam. Soția se ocupă. Nu este un buget. Eu sunt, vă aduc aminte, salariat de întotdeauna. Am încercat eu la un moment dat să fiu om de afaceri făcând un credit și, în fine, am dat kix, dar nu asta e problema. E un buget modest. Nu e mai mic sau mai mare ca anul trecut, ca idee? Cred că e la fel. Mulțumesc. Bună ziua. Întrebări. Presupunând că îl cunoșteați pe cel de anul trecut. Bună ziua. Adrian Vasilache de la Hot News. Revenind la cele două ordonanțe adoptate astăzi, în privința creșterii alocațiilor pentru copii, în vara acestui an, doamna Firea a acuzat guvernele Orban și Câțu că fură bani de la copii prin faptul că nu majorează alocațiile de la 214 lei la 300 de lei pentru persoanele, pentru copii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Și peste 18 ani, care urmează cursurile liceale. Dumneavoastră ați majorat acum pentru copiii cu vârstă de până la 2 ani și pentru cei cu handicap, l-ați majorat la 600 de lei, dar a rămas la 200... S-a realizat acea dublare. Dar nu aveți emoții să o spuneți. Spuneți, s-a realizat acea dublare. S-a realizat dublare, dar pentru ce spunea doamna Firea și proiectul pe care a anunțat PSD că îl propunem în Parlament ca să crească la 300 de lei, nu s-a întâmplat acest lucru, a rămas la 243 de lei. Suntem într-o coaliție aflată la guvernare, o coaliție care susține guvernul României și asta a fost negociată în programul de guvernare. Deci să-mi devină partenerii. Este o majorare, nu de cum. Este o majorare, se realizează dublarea pentru
copiii mici, acolo unde noi avem în program să creștem natalitatea, pentru cei cu probleme, și mă refer la cei cu probleme de sănătate, la persoanele, la copiii cu dizabilități, este un prim pas pentru copiii aflați între vârstele de 2 și 18 ani și cu siguranță vor urma și ceilalți pași. Când? Că ați spus că să fie 300 de lei de la 1 ianuarie 2022. Când se va lua decizia, veți fi informați. Bun. În legătură cu cea de-a doua ordonanță, cu pensiile, aș avea o nelămurire legată de creșterea pensiilor începând cu anul 2023. În ordonanță sunt două prevederi care par contrare. 1. Spune așa că începând cu anul 2023, valoarea punctului de pensie se majorează cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă cel mult 50% din creșterea reală a câștigului salariar mediu brut realizat. Așa. 2. Puțin mai jos în ordonanță, aveți o altă prevedere unde se spune că se modifică un articol din legea pensiilor, în sensul că de la 1 ianuarie 2023 ar urma să crească punctul de pensie la 1875 de lei. Este, la urmă, cum va fi de la 1 ianuarie 2023? În primul și în primul rând, la primul articol citat de dumneavoastră, s-a eliminat acel cel mult, da? Și a venit la prevederea inițială din legea 263, deci este 50% direct, nu cel mult, ca să nu lăsăm. S-a modificat în timpul ședinței, am solicitat premierului și a aprobat să nu dăm niciun fel, să fie și norma juridică clară, dar și să nu dăm și interpretări că dacă e 1% sau dacă e 50%, nu, am trasat clar 50%. Al doilea aspect este o corelare cu legea 127, chiar dacă are termenul promulgat de intrare în vigoare, are un articol care vorbește de acea valoare de 1875 și trebuia să fie trecută, să rămână, să nu fie modificări și să nu fie corelări din punct de vedere juridic. Păi nu, acum se modifică, se adaugă un articol care modifică. Nu, acel articol exista în legea 1200, în legea 127, acea valoare de 1875. Exista, dar nu pentru 1 ianuarie 2023. Nu există. Imagini incredibile și roaie de sânge curgând dintr-un apartament l-a făcut pe un locatar al imobilului respectiv să sune la 112. Întâmplarea a avut loc în Brașov, unde s-a descoperit că de fapt un bărbat tăia porcul în casă pentru că afară era prea frig. Speriat de zgomotele puternice pe care le auzeau, vecinii au alertat poliția, au crezut că e vorba despre o crimă. Urmărim imaginile. Sărbătorile de iarnă bat la ușă, așa că românii de la țară se pregătesc să țină tradiția și să taie porcul de Crăciun în gospodărie. În Brașov, un bărbat a schimbat obiceiul în ceva de neimaginat. Omul a decis să sacrifice animalul de o gradă chiar în casa sa. Temperatura de afară, a spus el, era mult prea scăzută ca să stea câteva ore cât durează cu totul pregătirea porcului. Zgomotele din casă i-au îngrozit pe vecini, care au sunat de urgență la 112 să le spună polițiștilor că avea loc o crimă. Ajunși la fața locului, ofițerii au văzut că de fapt era vorba despre o tradiție de Crăciun mutată total anapoda în casă. Pentru că a încălcat reguli care trebuie respectate când vine vorba despre tăierea porcului, bărbatul s-a ales cu o amendă substanțială tocmai de sărbători. Da, jurnalistul Val Vâlcu este în legătură directă cu noi. Bună ziua, Val Vâlcu! Uh-huh. Era o zi parcă pentru tăierea porcului de Ignat. Oamenii se grăbesc, au mutat acest obicei mai devreme. Și iată că poliția este alertată din cauza sângelui care curge din acest apartament. Omul mutase toată scena sacrificării în propria locuință. E vorba despre un obicei care ține de o lume obișnuită cu traiul acesta de subzistență. Porcul asigură de mâncare până în luna, cine știe, până la vară, până când se fac legumele și fructele din curțile oamenilor. Sunt obiceiuri importate. Cum se ajunge la situația asta? Nu putea să țină porcul în casă până la Ignat, pentru că trebuia să-l hrănească. Era dificil să ducă gunoiul, să curețe în urma porcului. Nu, totuși nu e un hamster să-l ții într-o cutiuță acolo, într-o cușcă mică. Doi la mână, au trecut degeaba 30 de ani. Dacă
vă uitați la filmul Amintiri din epoca de aur, o să vedeți episodul cu porcul care este pârlit, mă rog, să folosești, este ucis de fapt ca să nu facă sânge să curgă și roaie pe scara blocului, este ucis prin gazare, cu gaz metan și explodează. Dacă să nu dăm idei, spoiler, să faci referire la o ficțiune, drept Amintiri din epoca de aur. Nu, sunt poate legende urbane, dar toate porneau de la fapte probabile sau posibil de întâmplat în acele vremuri. Dacă atunci era criză, nu se găseau alimente la alimentară, acum bănuiesc că din economie, adică să mai câștige 10 lei, nu știu, nici nu-mi dau seama dacă... Bine, porcul o fi luat gratis de la rude. Și asta e posibil, e posibil să fi fost cadou, dar autoritățile se vor ține de cuvânt și românii vor trebui să prezinte declarații de avere. Probabil că în declarațiile multora vor figura și porcii din gospodăriile lor. Valvulcu, aș vrea să ne aplecăm puțin asupra ecourilor care curg în fiecare zi după cazul Dănileț. Din ce în ce mai multe voci sar în apărarea magistratului. Există deja și contracurente, oameni care spun voi cei care apărați independența justiției sunteți fix cei care acum comentați o decizie care ține practic de independență. Aș vrea să... Tocmai asta zic și eu, da. Te rog. N-aș vrea să, adică să intervin în o problemă care îi privește strict pe judecători. Deci știu mai bine, înțeleg că a fost exclus de colegi din profesie. Nu l-au exclus nici Asociația de Locatari, mai ales că dânsul, din câte vedem, stă la o frumoasă vilă cu piscină și gard view, dar nu l-a exclus nici Senatul sau Camera Deputaților, nici vreun sindicat. Dacă, pe de altă parte, e bine, aștept să o văd și pe Laura Chiuve și cu Nuceacu, vreau să o văd făcând karate în piscină, adică dacă așa trebuie, aș vrea să văd mai mulți judecători, procurori, dând cu piciorul în fața camerei. Da, da, după aceea Ambasada Statelor Unite, Mircea Cărtărescu, Raluca Prună, nume sonore ale vieții publice, ale justiției, iată, diplomați, au simțit nevoia să reacționeze. Cum ți se par aceste reacții? Absolut normale. Dacă sunt de aceeași parte a aceeași structură, mă rog, nu poți să-i zici politică, deși face politică, e normal ca haștagiștii Mircea Cărtărescu și celălalt să-l apere pe Danileț. Dar, repet, dacă este bine, aș vrea să văd așa toți judecători. Sau cât mai mulți și câțiva procurori. Vreo preferință anume... Am spus, aș vrea la karate, pe Laura Chiuve și că a și fost sportivă, deci bănuiesc că se descurcă, nu știu cum încep. Da. La piscină, iarăși, aș vrea să văd în valuri. Da, și bun. Bănuiesc că toți copiii care au conturi TikTok doresc să vadă astfel de scenă. Păi iată, TikTok este larg răspândit. Aș vrea să mai comentăm... Adică mă gândesc că în America, totuși, dacă unul își pune poze în chiloți de baie pe conturi din astea în care, mă rog, sunt accesante mai ales de copii, hai să zicem, pot avea și unii de 18-20 de ani, dar, în general, TikTok-ul e pentru puști. Mă rog. Da. Ne întoarcem la o decizie a procurorilor militari care au deschis un dosar penal în cazul jandarmului care nu a reușit să încalece pe cal la parada de 1 decembrie. Omul este anchetat, după cum vă spuneam, de procurorii militari. Sunt luate mai multe variante în calcul, consum de droguri, alte substanțe și Valvâl cu unul dintre motivele pentru care aflăm că acest om va fi anchetat este modul în care
și-a părăsit calul atunci când a căzut de pe cal. Bun, decretul 402, cei care au trăit în comunism își amintesc, decretul 402 interzicea consumul de alcool la serviciu, circula și gluma, decretul 402, bea și șeful, bem și noi. Suntem încă, uite, avem încă amintiri din epoca de aur. Dacă asta este problema, că era beat mort sau avea alte... Există și suspiciunea că ar fi consumat substanțe și că din cauza stării lui ar fi eșuat să se urce pe cal. Bun, ne reamintim. Era o zi de sărbătoare. Era o zi de sărbătoare, n-am mai așteptat petrecerea, nu? A sărbătorit, a trăit evenimentul și a mai închinat un pahar de vin, din păcate, înainte de paradă. Mulțumesc foarte mult, Valvârcu. E revoltă în rândul polițiștilor care se opun obligativității certificatului verde. Mai multe țări europene, printre care și Italia, au introdus începând de ieri obligativitatea certificatului verde pentru polițiști, pentru pompieri, pentru jandarmi. Ce au de gând să facă polițiștii din România, vă spunem de la ora 14. Rămâneți cu noi!